Noi femeile putem arăta bine și acasă. Să-ți ras părul și sprâncenele. Ai accepta? Păi, un model, după părerea mea, trebuie să fie 100% natural. Într-o decizie și o abordare pe care ai luat-o la momentul respectiv în care tu credeai. Că ești prost? Da. Chanel sau Dior? Adică sunt mulți care fac totul pentru content. De ce operații estetice? Camelie Enciu. Eram învățat în fiecare seară, știi, să fac anumite prezentări. Îți mulțumesc că ai venit. Îți mulțumesc că m-ai invitat. Ok. Și vreau să te întreb. Diavolul oare asta? Se îmbracă de la Prada? Măi, bună întrebare. Ai văzut filmul? Da. Și tu ce crezi despre acest diavol? Facem orice pentru modă? Da, orice pentru modă și orice pentru carieră. Și diavolul ăsta chiar a făcut tot pentru carieră. Adică rolul ei în film a fost unul foarte, foarte puternic, adică a fost un personaj strong. Și acea tipă care venise la interviu era cu totul pe lângă modă și pe lângă tot ce se întâmpla la Runaway, cum era revista pentru care se lucra. Tipa aia a învățat până la finalul filmului că nu e ok să te vinzi, să-ți vinzi personalitatea pentru ceva ce nu ești de fapt. Nu? Tu ce consideri că... Ne ajută lucrurile astea în viață? Ca noi în viață să purtăm tot felul de măști pentru a ne obține interesul și scopul? Măi, uneori poate ajută, dar eu nu prea sunt de acord cu asta. Adică, cum era eu să vin aici complet alta, adică, nu știu, alt machiaj, alte haine, nu eram eu. Oamenii adică m-ar fi etichetat probabil ceva ce nu sunt, știi? Cu niște etichete așa. De ce etichetăm persoane? Pentru că ne dăm cu părerea. Și ne dăm cu părerea din propriile păreri și convingeri despre o persoană, știi? Cât de mult contează lucrul ăsta pentru tine? Părerea celorlalți? Altora. Te ajută în viață? Te ajută. Uneori chiar te ajută, pentru că depinde ce păreri sunt, negative sau pozitive, iar dacă sunt negative, tu probabil faci tot posibilul să le arăți celorlalți că nu e așa, știi? Și apoi tu crești și mai urci o scară, probabil în domeniu, în viața personală, cine știe. Știi care e chestia? Că mă gândeam acum că spunea lucrul ăsta. Mie când îmi spun acum, eu funcționez în felul următor, 10 oameni că sunt prost, știi? Înseamnă că sunt prost. Păi, uite, poate tu știi 100% că nu ești prost. Și atunci nu contează părerea celor 10 persoane. Într-o decizie și o abordare pe care ai luat-o la momentul respectiv în care tu credeai. Că ești prost? Da. Păi atunci, uite, asta nu te-a făcut să muncești cât mai mult în așa fel încât să nu te mai crezi prost. Să evoluăm exact în tot ceea ce facem. E foarte important să ne schimbăm perspectiva, nu? Da. Tu ce-ți despre lucrul ăsta? Despre schimbarea perspectivei? Da. Ne ajută? La ce te referi? În domeniul, nu știu, în domeniul tău unde activezi? Nu, discutăm despre noi. Ca persoane. Da. Păi, nu știu, probabil că uneori ne ajută să schimbăm și perspectiva. Știi de ce? Te întreb asta? La ce te gândești între timp ce defilezi pe un catwalk? Ce ai în cap? Măi, sincer, când te urci să pe fi... scenă, lasă-mă, te rog, un pic să dezvolt, să fie un pic, când te-ai urcat acolo, ai făcut 1, 2, 3, 4, 5 pași și te-ai urcat sus. Așa. Pe catwalk ăla. Ce ai în cap? Primul gând este să nu ratez punctele în care trebuie să pozez. Știi? Sunt niște puncte, intri, poză, okay.
defilezi, la sfârșit iar poză, te întorci și iar o poză, știi? Asta depinde de fiecare coreografie a prezentării. Și în capul meu este să fie totul perfect. Adică, probabil, îmi calculez niște poziții pentru poze, știi? Îmi calculez să văd, nu știu unde țin mâna, să nu uit să țin de sacou într-un anumit fel. Și, sinceră să fiu, un gând ascuns este să se termine, să Să se fie termine. bine, să se termine și să fie bine, știi? Momentul meu. Camelia, ce înseamnă perfect? Când Ce te se... urci pe un podium, ce înseamnă perfect? Să se termine totul perfect. Adică, nu știu, atât momentul meu, cât și momentul celorlalți, să fie exact așa cum trebuie să fie, exact așa cum am fost învățat, să țintim cât mai sus din prezentările alea de la Milano, Paris și toate cele de la marile case de modă, să fim mândri de noi, înțelegi, la sfârșitul fiecarei prezentări. Să spunem că am reușit să facem și pe asta și a fost bine pentru noi și probabil și pentru cei din jur care ne-au văzut și ne-au apreciat ca modele. Personalitate, repetiție sau aparență? Ceea ce contează pentru tine. Personalitatea. Chiar dacă De ce? de multe ori, știi că aparențele înșală de multe ori. Ok. Și cum am discutat și mai devreme despre aceste etichete, trebuie să cunoști persoana ca să știi cu adevărat cine e și ce e. Și atunci, cum am mai zis, dacă schimbi personalitatea și spui o mască, oamenii nu te pot cunoaște după adevărata ta personalitate și chiar valoare, pentru că unii, probabil, că te plac așa cum ești, dar tu dacă te schimbi, Tu porți măști? mai încerc cât de mult pot să nu le port. Te ajută? Nu. N-ajută. Să știi că nu ajută, pentru că dacă eu port o mască acum, Ok. probabil aș da cu piciorul la ceva ce mi s-ar oferi. Adică, probabil o oportunitate, știi? Eu mă duc la un casting, să zic, și port Ok. o mască. Nu, eu nu sunt aia care merge acolo. Și zice domnul respectiv, nu o vreau, nu o vreau pentru că are gene false, nu o vreau pentru că are o tonă de fond de ten pe față, nu o vreau pentru că s-a vopsit și nu oprinde bine culoarea și probabil nu a consultat un hairstylist sau mai știu eu ce, că ne mai confruntăm și cu din astea. Și atunci, eu când ajung acasă zic, am încercat să fac schimbările astea, care se presupune că sunt în trend, înțelegi? Ok. Și n-am fost eu. Dacă nu mă vopseam, probabil, dacă nu știu, mă macheam excesiv, probabil eram acceptată, să zic așa, și zicea, ok, asta este modelul pe care eu îl vreau pentru o revistă. Perspectiva asta te ajută? Da, consider că mă ajută. În ce sens? Consider că mă ajută să, nu știu, să nu mă mint pe mine, știi? Pentru că Ok. dacă ne mințim, nu ne mai simțim comod și confortabil în propriul corp. Doar dacă nu încercăm să alergăm după ceva material în unele situații. Contează materialul în viață? Da, contează. Contează, dar contează și cum îl obții. Adică eu am înțeles foarte, foarte bine ceea ce tu vrei să spui. Compromis? Sau realitate. Le-aș combina și aș spune că pentru o realitate pe care ne-o dorim, facem compromisuri multe. Poate și tu ai făcut compromisuri pentru visul tău, Toți facem. exact, toți facem, și facem compromisuri pentru a avea realitatea aia la care noi am visat, știi? Pentru că probabil, nu știu, ne formăm în minte o realitate în viitor, știi? Poate sună ciudat, Sună interesant. dar toți ne formăm, toți ne gândim că am vrea să ajungem, nu știu, în
Dubai, de exemplu, okay. și să ne cumpărăm o casă și tot felul de... Dar... Să stăm în Dubai Marina? Sau pe Palm? Sau pe mai știu eu ce? Dar faci compromis ca să mergi în Dubai, nu? Poate muncești o lună, două, trei, patru, jumătate de an și mergi în Dubai. Știu. It's not about the brand. It's about the style. Ce reprezintă postarea aceasta de pe Insta? Da. Pentru că îmi place să studiez invitații pe care am la podcast. Am observat. Da. Să știi că ne ascundem uneori după branduri. Și cum am mai zis, wow. Despre, am vorbit despre aparenții și tot felul, că toate se leagă dacă observi între ele, tot ce discutăm și chiar și noi în viața de zi cu zi putem învăța foarte, foarte multe din întâmplări. Iar chestia asta cu brandurile e tot o etichetă. Adică dacă noi ne îmbrăcăm în Louis Vuitton din cap până în picioare și mergem să întrebăm pe cineva cât e ceasul sau să rugăm pe cineva să ne ofere nu știu, ceva foarte simplu, o acadea sau o pâine, habar n-am, spunem că ne-am uitat portofelul acasă, știi? Ne crede clar că noi... I need a dollar, can you give it to me? Că noi suntem îmbrăcați în, nu știu, probabil sute de euro, știi? Dar dacă îți sau iei... Mii. Sau mii, exact, depinde și de ce ai în picioare, știi? Dar dacă mergem simplu și probabil tocmai ne-am ridicat din pat și alergăm până la magazinul de la colț și o rugăm pe doamnă să ne plătească o pâine că ne-am uitat portofelul acasă... Să ne dea un pateu. Îți place pateu? Da, de porc. Așa. Probabil că ne-ar privi cu alți ochi. Zici? 100% ne-ar privi cu alți ochi. Chanel sau Dior? Chanel. Why? Știi de ce? Pentru că Gabriel Chanel a pornit de la zero în... În tot ce a construit un, nu știu dacă să-i spun imperiu, dar a lăsat în urma ei ceva, nu știu, ceva de nedescris. Pe când Christian Dior a fost ajutat puțin de familie și de mediu. Nu a pornit chiar de la zero, a făcut, desigur, și el foarte multe creații, dar preferată mi-a rămâne Gabriel Chanel. În aceasta constă balanța ta. Nu neapărat. Nu neapărat, dar este un punct de vedere al meu, personal, okay. Dar mă regăsesc în stilul ei. Mă regăsesc în eleganță, mă regăsesc în faptul că ea mereu s-a reinventat. Adică dacă a fost o cădere, să zic așa, în domeniul ei sau probabil în... ce crea ea, ea s-a reinventat și a făcut iar și iar și iar tot mai mult. Cât de mult contează? Să te reinventezi. Ca tu ca om să te reinventezi. Cât de mult contează pentru tine toate astea? Contează foarte mult să nu te plafonezi. Okay. Și de aceea contează să aduci mereu un plus de nou, de original și chiar de strălucire în ceea ce faci. Pentru că nu mai putem să purtăm, să zic așa, de exemplu, nu știu ce se purta în 2000, pentru că, na, e puțin vechi. Adică oamenii sau asta ar fi prima noastră impresie. Știi că e puțin vechi, dar okay. Ce mi-a plăcut mie tot timpul a fost să restaurez hainele, să le reinventez, să le redau o altă strălucire pentru contemporan, înțelegi? Pentru moda care e acum. Am auzit de foarte multe ori cuvântul strălucire. Ce înseamnă strălucirea asta pentru Camelia Iencio? Ce înseamnă să strălucești? Să strălucești tu pentru... cu adevărat, pentru tine. Înseamnă să te simți bine cu propria persoană, pentru mine. Înseamnă să fii mândră de ce ai realizat
Și chiar dacă ai momente care încearcă să te doboare, să zic așa, să nu te lași doborât, știi? Sau chiar dacă ar fi să cazi, știi, să te ridici mult, mult mai puternic. Și atunci, asta înseamnă, după părerea mea, o strălucire, atât pentru mine, cât și pentru oricare altă persoană care a știut să nu se plafoneze, a știut să nu se lase capturat, să zic așa, de tot felul de încercări sau supărări sau pentru că până la urmă toți trecem prin foarte, foarte multe momente grele și viața ne mai dă palme. Viața chiar ne dă palme și atunci ne scuturăm de praf și strălucim. Înseamnă să ne ridicăm de jos, înțeleg, să ne scuturăm de praf și să avem capacitatea de a merge mai departe. Da, exact. Și apoi noi suntem în mintea noastră, suntem bine cu noi înșine, suntem fericiți că am reușit să facem asta și că am reușit să trecem peste asta. Și chiar și momentele mici contează foarte mult pentru că în mintea noastră a fost ceva mare pe care noi l-am îndeplinit. De exemplu, nu știu, am venit astăzi la tine la podcast și Ok. probabil e ceva, un lucru mic, să zic așa, dar pentru mine e ceva foarte important. Wow. Tocmai de aceea. Brandurile mari lucrează doar și numai cu celebrități? Mai Dacă toți suntem aici, că suntem de mici și că suntem de mari. Cât de mult contează asta? sinceră să fiu, nu consider că lucrează numai cu celebrități. Desigur, contează imaginea brandului, contează de foarte mult de campanie, să zic așa, adică, nu știu, eu îmi aleg un model care să fie potrivit după standardele și după ideile mele. De exemplu, să fie roșcată cu ochi verzi, să fie înaltă, să fie, nu știu, sau scundă, hainele Contează pe care. asta Păi, fiecare în brand, modă? Contează asta? ce anume, înălțimea sau. Roșcată, scundă, înaltă. Contează asta la un anumit brand Eu zic că pe da. care tu îl promovezi? Eu zic că da, pentru că fiecare brand își caută modelul potrivit, își caută imaginea potrivită care să-l reprezinte. De exemplu, avem Schiaparelli, care are un Ok. model propriu, să zic așa, un model care îl caracterizează 100%, eu așa consider, iar modelul care este la Schiaparelli nu ar putea să caracterizeze Chanel, înțelegi? Adică eu așa văd industria asta, fiecare brand își caută o imagine care să reprezinte Ok. 100%. Și eu dacă ar fi să am un brand, pentru că până la urmă la asta visez, clar că îl formez, iar apoi eu deja am ideea în cap de imagine și probabil modelul pe care îl voi alege. Știi ce mi-ai lăsat în cap? Uite, o întrebare. Dacă cei de la Karl Lagerfeld, da, te-ar suna și îți oferă 10.000 de euro pentru a defila pe un catwalk, pentru ținuturile lor, dar în anumite condiții, să-ți ras părul și sprâncenele, ai accepta? Mai probabil sună puțin a clișeu, dar nu aș accepta. În primul rând, pentru că eu țin foarte mult la imaginea mea și probabil că cei care ascultă sau nu știu, alți oameni din exterior ar zice, ei, pentru bani se fac multe. Nu pot să zic că sunt neapărat persoana aia care face totul pentru bani. Normal. Facem pentru bani tot ce putem și cât de mult putem, dar nu m-aș duce chiar până acolo. Mi se pare puțin departe. Cum am zis, pentru Karl Lagerfeld, cum ai zis tu că să te razi în cap și să-ți razi sprâncenele și așa mai Da. departe, sunt modele care sunt special, au deja imaginea asta făcută Dar știi că special se pentru poartă chic. lucrul ăsta. Să-ți razi sprâncenele? Ei își doresc ca tu să-ți rasi sprâncenele și părul. De ce? Pentru a fi diferit.
Ah, bine, poți să fii diferit din multe puncte de vedere, nu doar... Dar, cum îmi spuneai tu mie anterior, cei de la ce brand erau, că am uitat? Schiaparelli, Așa. așa. Au o anumită tipologie. Da, au o anumită tipologie. Ei, cei de la Karl Lagerfeld, să vadă tipologia asta în tine. Adică că tu ești modelul potrivit pentru lucrul ăsta, Dar nu în sunt anumite condiții. unsă și nici rasă. Nu trebuie să fii. Ei să-și dorească să facă lucrul ăsta. Păi atunci o să-și găsească persoana cu care să facă lucrul acesta. Ok, am înțeles. Deci, Deci nu, nu aș merge așa departe, nu aș merge chiar până acolo, nu. Nu, nu, probabil aș rămâne și mi-aș dori să mă găsească, să zic așa, alt stilul brand tău care... personal. Cât de mult contează în deciziile și alegerile pe care le fac agențiile de modele? Contează foarte mult pentru mine. Nu pentru tine, pentru ei. Pentru ei. Care e părerea ta? Măi, agențiile tot așa, depinde foarte mult de ce tipologii își caută. De obicei, sunt fete peste 1,70. Deci asta e din start. Eu nu mă încadrez în acele fete pentru că nu am înălțimea necesară, dar eu am rămas pe partea de photoshooting, adică fotografii. Ok. Întrebare. Model sau manechin? Model sau manechin? Care e diferența dintre ele? Măi, commercial girl sau editorial girl? Probabil aș alege editorial girl. Cum am spus, n-am avut curajul să mă gândesc la acea, nu știu, la acel anumit casting pentru o defilare importantă sau pentru o mare defilare, pentru că am știut că nu am înălțimea necesară. Dar am intrat în prezentări, desigur, a fost foarte, foarte bine, mi-a plăcut, pe Oradea. Ok. Pe Oradea, dar mi-ar plăcea pe... Am un lapsus. Știi că e fotomodelul acela supraponderal? Am văzut chiar de curând, recent, că ea niște... Shooting-uri sau? Nu doar shooting-uri. Erau 73 de întrebări, știi, de la Vogue, pe care trebuie să le pui unui model. Nu mai rețin numele ei care era. Dar ea avea o atitudine care făcea totul. Cât Vezi? De mult contează asta? Foarte mult. Foarte mult contează totul. Atitudinea contează înălțimea? Deci contează și înălțimea. Pentru catwalk, da. Deci contează foarte mult. Dar, încă o dată, aici intervin casele de modă cu propria imagine, cu propriile modele, pentru că acum au început să prezinte fete, să zic așa, de orice talie, mai înaltă, mai, nu știu, puțin mai linuțe sau... La asta facem referire. Da, deci, pentru că, de ce? Pentru că îmi place foarte mult conceptul ăsta. Se acordă o șansă fiecăruia. Se acordă o șansă fiecărei fete, pentru că mi-ai spus acel model, bănuiesc că era model, nu? Sau e model? E model. Cum o cheamă? Ajutor. Ashley Graham. Cred că am auzit de ea, da, dar poate, uite, are atitudine și acea casă de modă a ales-o pentru atitudine, a ales-o pentru cine e ea, în spatele sau în interiorul ei, știi, în spatele aparențelor. Și atunci, de ce nu? Să facem ceva ce poate fi pentru toată lumea. Pentru că, uite, în ciuda kilogramelor ei, probabil ea și-a dorit foarte mult să defileze, și-a dorit foarte mult să pozeze.
Adică ea considera că o ajută de la față, la personalitate, la tot pentru a fi în lumea asta și a reușit. Contează să-ți dorești să faci lucrul ăsta? Da. Păi să-ți dorești este primul pas. Camelia, descrie-mi-te în trei cuvinte. Doar trei. Doar trei. Ce însemni tu în trei cuvinte? Mare provocare. Mare provocare mi-ai dat. Păi eu sunt sensibilă. Sensibilă, rețin. Da. Îmi place să fiu originală. Originală, două. Și creativă. Creativă. Toate aceste trei lucruri reprezintă totul pentru tine? Da. Nu chiar totul, mai sunt câteva. Mai sunt câteva de adăugat? Mai sunt câteva, da, mai sunt câteva, dar în principiu sunt așa niște elemente care mă compun și par a fi așa ca o poțiune magică, știi? Pentru mine. Okay. Cum trebuie să arate modelul ideal pentru tine din punctul tău de vedere în 2022? Ce înseamnă asta? Măi, știi că nu există un perfect. Nu suntem perfecți. Da. Și eu mă lupt cu dinții, știi? Da. Când îmi spun tot felul de lucruri că vreau simetrie stânga cu dreapta, da, reușesc, doar și mai până la canin. Da. Mai departe e complicat. Da. Și de asta o să... Nu știu, o să spun că perfecțiunea puțin e așa un cuvânt pe care îl... Nu știu, aș vrea să nu-l folosim, de okay. fapt. Aș vrea să nu-l folosim Sună pentru interesant. Că... Îmi place. Pentru că din moment ce noi nu suntem perfecți, de ce am găsit, de ce am căutat perfecțiunea, tot de fapt? Tot timpul căutăm că nu suntem perfecți. Vezi? Vezi? Uite, aici, aici intervine partea asta de a căuta ce-ți lipsește. Nu, e? Trăim în comparație, părerea mea. My opinion. Trăim în comparație, da, și căutăm puțin și ce credem noi că nu avem. Chiar dacă poate avem. Cu siguranță avem. Știi? Dar nu știm să le punem în valoare. Da, da. Și de aici... Și nu știm să ne folosim de ele. Da, da. Tocmai de aceea. Dinți, ten, da. Kilograme. Ce înseamnă kilogramele ideale? Din punctul tău de vedere. După cum probabil știi, kilogramele sunt pentru în tine. Funcție de înălțime. Ok. Deci, în funcție de înălțime, nu știu, nu vreau să dau un număr anumit de kilograme, dar să te simți tu bine în propriul corp. Oricum, atunci când deja kilogramele ating un anumit număr mai mare, nu te mai simți bine. Adică aici intervine și starea de sănătate, nu? Logic. Deci... Când kilogramele ating un anumit punct sau număr... Am răutăți, dar nu le spun. Aici, da, intervine și, și stima de sine, desigur. Cât de mult contează asta? Stima de sine? Pentru un om, din punctul tău de vedere, adică pentru tine, pentru Camelia, stima de sine, ce înseamnă pentru tine? Păi... Uite, dacă eu nu aș avea stimă de sine, de exemplu, probabil că nu aș fi unde sunt acum. Adică nu aș poza, nu aș, nu știu, nu aș fi chiar aici cu voi, știi? Pentru că nu aș, adică aș considera că nu am curajul necesar să spun ce am de spus. Dacă nu aș avea stimă de sine, nu m-aș simți bine în corpul meu, nu m-aș simți bine cu, probabil chiar și cu cei din jur. Te ajută? Da, mereu ajută stima de sine. Părerea celor din jur, cât de mult contează pentru Camelia Inciu? Depinde și cine își dă cu părerea. Tot felul de oameni. Da, deci depinde, în viață. Depinde cine își dă cu părerea, ascult părerea celor dragi, ascult foarte multe păreri ale celor pe care îi iubesc și știu că îmi vor doar binele. Dar părerile celor care nu-mi sunt chiar atât de apropiați, încerc să le accept, adică le accept, le rumeg, le gândesc și încerc să văd ce pot învăța din ele sau ce pot să schimb
din ele, dar nu le iau ca atare, nu le iau ca și cum ar trebui neapărat să schimb ceva. Ok. Când nu ai o părere bună despre tine, majoritatea fetelor în ziua de azi știi foarte bine că apelează la tot felul de tertipuri și la tot felul de ajutoare. Da. De ce operații estetice? Pentru că vrem să atingem un anumit stereotip. A cui? Hai, zic că nu știi. Nu știu. Dezvoltăm. Da. Păi, da, toată lumea știe că surorile Kardashian sunt... Ok. Sunt ca te ajută și să prinzi contracte mai bune. Să zic așa. Păi, acum să știi că nu se mai pune chiar așa mult accentul pe acele forme. Nu se mai pune așa mult accentul pe acele machiaje perfecte, pe părul extraordinar de platinat sau cum mai fi el. Se pune accent foarte mult pe natural. Știu că și eu m-am vopsit la păr și... Cu cât m-am vopsit la păr mai tare, cu atât s-a subțit mai tare. Hei, vezi? Vezi? Și aici intervin operațiile, aici intervin extensiile, aici intervin operațiile estetice, adică... Și toate aceste ajută toate aceste lucruri, cred că le-aș putea numi. Ajută toate aceste lucruri un model în ziua de azi? Păi, un model, după părerea mea, trebuie să fie 100% natural. Deci trebuie să fie, dacă nu 100%, 90% natural. Cum sunt surorile astea Hadid? Ele nu sunt 100% naturale. Ele s-au ajutat de tot felul de lucruri. S-au ajutat, dar să știi că... De ce au succes? Stai să spun. În cazul lor, Yolanda, adică mama lor, Yolanda okay. Hadid, și a fost un model de succes. Mai fac o dată? Nu, ei, acum, okay. Să nu mai zicem de tatăl lor, okay. Dar na, probabil că și asta, dar eu... Influențează? Eu, banii? Poate uneori, dar dacă nu ar fi cele două surori, adică dacă nu ar avea corp, față, tot așa cum trebuie, nu cred că le-ar fi băgat nimeni în seamă, înțelegi? Adică sunt top modele, sunt, nu știu, super modele, deci îmi plac, amândouă, înțelegi? Okay. Nu știu, nu am nimic împotrivă nici că și-au făcut sau nu și-au făcut anumite operații. Ideea e că au ajuns în top acum mulți ani, pentru că au început probabil chiar când era acel apogeu, știi? Acum toată lumea ar vrea să fie model, dar atunci era puțin altfel selecția, știi? Dar sunt foarte multe fete frumoase și în ziua da, de azi. Da, normal. Și de ce toate nu au succes? Păi depinde ce își doresc. Depinde ce își doresc. Dacă contează, întrebare. Întrebare. Contează ce îți dorești tu ca model pentru a avea succes? Funcționează asta? Păi, în principiu, tu îți dorești să fii un model bun. Îți dorești să fii un super model, îți dorești să ajungi în top, să fii și fotomodel, probabil, dar dacă, nu știu, dacă nu îți dorești cu adevărat și nu faci din pasiune, nu cred că iese la fel de bine. Nepotismul ăsta în modă? Oare are vreo influență în toate deciziile și alegerile pe care anumite branduri le fac? Probabil că are. Probabil că are. Noi nu știm ce e chiar în interior 100%, nu știm pe ce criterii se bazează 100% aceste campanii sau... Dar probabil că are o anumită legătură. Au? Din punctul tău de vedere, crezi? Sau? Cred. Nu sunt sigură 100%, dar... Nu vreau să spun cuvinte în gură. Da, nu. Eu cunosc acum foarte multe lucruri despre această industrie și de asta am vrut să dezbatem un pic subiectul ăsta, pentru că din punctul meu de vedere e un subiect sensibil. Știi de ce? Nu. Eu am văzut foarte multe modele sau supermodele sau cum se cheamă? Modele. Modele, supermodele care ajung pentru a reprezenta anumite branduri mari. Da.
ce înseamnă sacrificiu pe care tu trebuie să-l faci pentru a fi în grațiile, cuvântul potrivit, grații? Da, da. În grațiile agențiilor? Păi, uite, din câte am mai văzut și, să zic așa, am studiat puțin, okay. Spun sincer, dar sunt fete, sunt modele care... Mega frumoase. Da, dar să lăsăm frumusețele la o parte. Okay. Ai spus de sacrificii, care fac sacrificii foarte mari pentru a rămâne în grațiile impresarilor sau ce-or fi. Pentru că, pentru a se menține la kilogramele impuse, fetele alea nu mănâncă și dacă mănâncă, mănâncă foarte puțin, iau foarte multe suplimente, zic așa în mod general, au fost cazuri, nu zic că toate, de să nu se înțeleagă greșit, prin alte țări sau... Să nu generalizăm. Sunt tot felul de documentare pe care oricine le poate studia și accesa, dar sunt fete și sunt modele care fac foarte multe sacrificii și aici intervine și sănătatea lor, ceea ce e destul de grav. Hai să fim mai happy un pic. Vrei? Da. Milano sau Paris? Milano sau Paris? Da. Băi, să știi că la Paris nu am fost, dar tot ce ține de Italia mi se pare o operă de artă. Ok. Deci, aș vrea să am șansa să explorez fiecare loc din Italia și fiecare oraș, pentru că e așa, îți oferă mai multe decât crezi. Adică acel vibe, nu știu, când am fost la Milano la Domo, de exemplu, și am intrat în catedrală, rămâi uimit. Adică urci scară cu scară, știi, și te gândești, dacă mergi pentru prima dată, te gândești oare ce o să văd și ajungi acolo pe acoperiș și e absolut minunat. Deci, nu știu, îți dă o stare de am descoperit America, știi? Ok. Da, e fiecare parte a Italiei e superbă, de la și Veneția e minunată. De să înțeleg, Milano, nu? Da, Milano. Milano, dar cine știe, probabil că dacă o să am ocazia să merg la Paris, poate că se mai pun în balanță puțin. Și întrebarea mea, să o formulez corespunzător, dacă toți suntem aici, ce ai alege? O vacanță de 14 zile în Seychelles sau un session de cumpărături 2 zile la New York în care să ai și un voucher de 3.000 de dolari? Ce ai prefera? Măi, îmi place să fac cumpărături. Dar îmi place și să explorez, să zic așa, atunci când merg în vacanțe. Adică îmi place să văd locuri noi, nu că New York-ul ar fi un loc nou, să nu mă înțelegi greșit. Dar cred că, nu știu dacă pot să aleg între ele două. Nu pot, nu știu. N-ai ce să faci, alege. Păi, asta e întrebarea. Probabil că aș alege Seychelles, totuși. 14 zile, nu? Da. Da. Adică să fim serioși, cine nu vrea content pentru Instagram în Seychelles? Cât de mult contează contentul ăsta pentru Instagram? Pentru Camele Enciu, cât de mult contează? Să știi că depinde de cum îl interpretezi. Adică sunt mulți care fac totul pentru content. Adică urmăresc foarte, foarte multe fete și normal că mă inspir și eu, că cine nu se inspiră. Dar eu probabil ai văzut acele clipuri în care se schimbă pe stradă, să-și facă tot felul de TikTok-uri sau, nu știu, am văzut și la Louvre că hainele zburau dintr-o parte în alta, ele se grăbeau să nu piardă poziția din clip, știi, și tot felul. Da, sunt fete care fac foarte multe, să zic așa, nebunii pentru a ieși perfect un clip sau o poză pentru contentul de pe Instagram. Și eu gândesc anumite shooting-uri sau anumite
nu știu să zic așa, părți pe care vreau eu să le compun. Deci Instagramul meu, probabil o să crezi că sunt nebună, dar este format pe nuanțe și pe anotimpuri. Și... Explică-mi un pic. Păi, vara asta, de exemplu, am fost așa pe tonuri de un portocaliu cu un crem, așa pe tonuri de nisip cu apus răsărit, știi? Apoi a venit toamna, am mers la Milano și au fost așa niște tonuri de negru, tot așa crem, dar puțin mai închise, știi? Puțin mai, așa, mai misterioase, știi? Iar acum... Iar acum folosesc foarte mult culoarea Royal Blue pe contul meu. Și am chiar nu de mult am organizat un shooting unde am avut-o ca inspirație pe Marilyn Monroe. Și o să le postez în curând, deci o să le puteți vedea. Abia așteptăm. Dar nu știu, mă gândesc așa la o idee. Oare ce-ar fi, ce m-ar caracteriza pe mine și ce aș putea să postez pe contul meu de Instagram? Iubesc foarte mult eleganța, rafinamentul, adică să fii, nu știu, să fii simplu, dar în același timp elegant, știi? Să fii, să ai acel ceva cu, probabil, îmbrăcat mai simplu. Nu eu, aici o să mă bat puțin cap în cap cu mine, dar nu, de multe ori nu mă îmbrac simplu. Mă îmbrac puțin mai extravagant sau mai exagerat. Dar am momente în care prefer doar o cămașă albă, probabil, și, nu știu, o fustă sau chiar o rochie simplă și un sacou, știi? Depinde foarte mult de starea trăire, mea. Nu? Da, exact, și de cum a fost la Milano, ceea ce poate să-ți ofere locul. Care e secretul pozelor tale de pe Insta, dacă tot discutăm de Insta? Măi... A hainelor în nisip. Ce reprezintă? Măi, eu mă gândesc, sinceră să fiu, cum să fac poza respectivă să fie cât mai originală, cât mai artistică, să, nu știu, să pun acel ceva în poza aia, știi, pe care nu-l au ceilalți sau la care nu s-ar gândi nimeni, știi? Ai haine de schimb când faci poze la slip în nisip? Da. Da, și o să spun și niște întâmplări. Când eram cu iubitul meu la mare, îmi doream foarte mult să fac niște poze pe niște stânci, nu știu, cumva am vizitat locul perfect, înțelegi, cum am ajuns acolo, am știut ce rochie o să folosesc, am știut ce poziție o să folosesc, am știut că o să fiu jumătate pe stâncă, jumătate totul. În apă, dar deja m-am gândit la tot, înțelegi, deci eu analizez fiecare loc. Mi caut, îmi fac în minte ca și un fel de mood board, știi? Okay. Și deja știu cum vreau să iasă. Și atunci mi-am dus, bineînțeles că am venit, nu știu dacă în ziua aia nu mă trezisem să merg la răsărit la 5, dar îmi pusesem în geanta de plajă rochia și încă o cămașă simplă pe care o purtam pe plajă. Și bineînțeles că m-am schimbat în baie acolo, într-o baie de pe plajă și l-am luat cu mine. Și prima lui reacție a fost, eu nu mă bag acolo. Și am zis, stai liniștit, tu o să rămâi aici sus și mă bag eu acolo jos în apa aia murdară. Pentru că nu era foarte curată, dar în poze nu s-a văzut. Să rămână între noi. cum era și brandul ăla, știi, pe care îl fac foarte mulți pe Insta. Știi? Ai văzut brandul ăla? Da, știu. Da, exact așa, vezi, dacă făceam niște cadre, trăgeam așa un pic acolo cum arătau agile alea și da, era ceva... De ce obsesia pentru Royal Blue? Mai, pentru că mi se pare o culoare puternică. Pentru că, exact cum e denumită, chiar mi se pare o culoare royală. Și, nu știu, e altceva, adică chiar dacă acum am început să văd, am văzut că a început să se poarte cât mai mult culoarea asta și am văzut-o și prin magazine și, nu știu, prin pe Instagram, să zic așa, prin anumite campanii, dar mie
Mie mi-a plăcut foarte mult și am ales acel costum albastru atunci când m-am dus la Milano, pentru că mi se părea contrastul perfect dintre Royal Blue și Milano, știi? Mi se părea așa cu ce exprimă culoarea și ce exprimă orașul. Okay. Și atunci am continuat. Atunci mi-am cumpărat și o pălărie albastră, mi-am cumpărat și o geacă albastră și tot așa. Deci totul în Royal Blue, să înțeleg. Nu chiar. Nu chiar, dar a fost o culoare. Eu în fiecare timp am o altă culoare. Okay. Doamna trecută, dacă te-ai uitat pe Instagram-ul meu, te-am am studiat. Avut roz. Deci am fost roz, gri te-am și crem. Geanta. Sau bej. Care geantă? Ai roz? Da. Am văzut am mai una, multe două, genți trei postări. Pe roz. Dar, da, a fost pe roz. Și toamna asta și rochie albastră, că era ceva rochie albastră. Stai tot să așa văd. Era. Care rochie albastră oare? Era ceva rochie albastră de ceva la, de la Veneția? Da. Ah, da, aia da. A fost din vară. Da, în vară am fost, da, tot așa pe verde cu baby blue, îmi place mie să-l numesc, știi, albastru okay. ăla. De unde pasiunea pentru pictură? Dacă toți suntem la culori. O, pasiunea asta pentru pictură are o întreagă poveste. Pentru că eu de când eram mică am fost pasionată de artă, dar nu mi-am, nu știu, n-am săpat prea adânc în interiorul meu ca să-mi dau seama, asta vreau eu să fac în continuare, știi? Okay. Și în liceu, eu am terminat pedagogia la Beiuș, în liceu... La Binș, da. În liceu, profesorul meu de desen zicea... Ienciu, hai să facem puțin în plus, știi? Hai să facem ceva în plus. Nu vreau. Ziceam, nu, o să continui pe pedagogie, o să merg la facultatea asta și așa mai departe. Bine, zice, treaba ta. Bun, cu două săptămâni înainte de examenul de admitere la facultate, m-am hotărât că vreau să stau la arte. Iar apoi a venit ideea, n-ai ascultat de proful de desen. Și acum, bineînțeles că e prea târziu, asta am gândit eu prima dată. Așa, pe ultima 100 de metri, am luat vreo, nu știu, două ședințe, nu mai știu cum erau, 2 ore sau 4 ore de desen, okay. pentru că aveam de făcut o natură statică de un metru, cred, nu, 50 pe 70, cred că am avut la admitere. Jumătate de masă. Ceva de genul. Și eu lucrasem în acele ore de desen, cât am lucrat pe a trei, știi? Și atunci, bine, eu nici n-am știut mărimea care va fi la examen. Și atunci am zis, ok, mă duc așa, sunt pregătită, nu sunt pregătită, plec. Am ajuns acolo, examen de 6 ore și ne-a lăsat, cred că 7, că întârziasem puțin, cu ștampilele și cu toate cele. Și da, am avut o natură statică foarte dezvoltată, de la vase, la umbrele, rame, materiale, tot felul de obiecte. Și am trecut și peste aia și am intrat, bineînțeles. Și acolo am cunoscut alți oameni. Ce înseamnă arta pentru tine? Totul. Detaliază un pic. Deci am ajuns în punctul acesta în care... am descoperit arta, știi, ca și cum descoperi ceva nou și, bine, de câțiva ani. Dar, să ce zicem înseamnă că... câțiva ani? Păi, 1, 2, 3, 4, 5? 4. 4. 4, da. Și descoperi ceva nou, îți place și realizezi că nu mai poți să trăiești fără, știi? Creează dependență. Da, da, da. Pentru o pensulă bună te face artist? Nici vorbă. Nici vorbă. Am pictat cu pensule de 2 lei. Am pictat cu pensule, nu știu, poate de 30, 40, 50. Nu mai știu cum sunt seturile sau cât costă. Cum îmi place mie să spun. Și mi-a luat mult hate pe rețelele sociale cu nu știu ce pensule de nu știu ce păr Kolinsky, fugărite de pe nu știu ce stepe, știi? Da, da, alea sunt din păr natural. Alea sunt din păr natural. Da, da, se folosesc foarte mult în picturile cu apă, știi? Uh-huh. Adică sunt hârtii din alea speciale pentru acuarelă, știi? Și atunci uh-huh. pensulele alea lasă o urmă foarte, foarte fină. Și în dinți. Poftim? Și în dinți. Și în dinți? Eu cu ele
construiesc tot ceea ce fac. Da, bine, bine, da, da, da. Dar nu, nu, să știi că nu pensula te face artist. Nu pensula. Nu, clar nu. Ce te inspiră pe tine? Mă inspiră foarte mult natura. De foarte multe ori, în natură îmi găsesc aproape toată inspirația. Adică atunci când merg să fac un shooting în natură, știu că am nevoie de cât mai puțină recuzită. Pentru că eu îmi pregătesc tot, de la recuzită, la mood board-uri, cum am zis, idei, deja știu cum va trebui să arate. Întrebare. Întrebare, că nu pot să mă abțin. Tu ți le faci singură? Adică dacă mi-o organizez singură? Da. Da, 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 tot. Da, și le pregătesc fotografilor, mood board-uri, hairstylistului, machiajele le fac eu de cele mai multe ori, ținutele la fel. Deci eu totul organizez și, desigur, dacă mai vin idei extra, de ce nu? Adică din partea fotografilor sau din partea hairstylistului sau așa. Te ajută lucrul ăsta pe tine în tot ceea ce faci? Da, pentru că mă simt puțin așa independentă pe idei, știi? Okay. Adică știu că sunt ideile mele și doar ale mele. Și dacă vreau, le împart cu altcineva, știi? Spune-mi, ce ai învățat din lucrul ăsta? Din ce, oare? Din ideile tale și doar și numai ale tale. Păi, am învățat că să fiu original e bine și am mai învățat și că oricât de mult ai vrea să faci totul singură, eu am zis că fac, că îmi dă senzația asta de independență, dar de fapt eu nu sunt independentă, știi? Eu lucrez, adică avem o echipă și sunt independentă cu ideea mea. Dar, de fapt, nu pot să-mi fac pozele singură, nu pot să-mi fac părul singură să arate bine, nu pot să, nu știu, să setez lumini, să fac cadre și tot felul, știi? Deci, ideea mea rămâne ideea mea în mintea mea, știi? Dar tot ce se întâmplă în acel studio este meritul tuturor, nu e doar meritul meu, știi? Pentru că nu pot să-mi asum. Există un fir narrativ în tot ceea ce se întâmplă în aceste shooting-uri, da. Fir narrativ pe care da, există. Noi îl urmăm. Deci, stai că aici puțin e cu două înțelesuri acest fir narrativ. Eu formez firul narrativ în mintea mea, adică formez un fel de poveste atunci când organizez un shooting. De exemplu, ultimul shooting a fost așa. Stilul Marilyn Monroe, cum am mai zis, și am construit în studio un mini pat, să zic așa, un mini dormitor mai simplu, cât mai minimalist. Am adus un telefon vechi, am adus pahare de șampanie, am adus ziare, înțelegi? Am văzut că ziarele te reprezintă. Da, da, și revistele. Și am făcut... Da. Să nu le uităm. Da, exact. Și am făcut acest home style, să-i spun așa, știi? Prin care am vrut să exprim că noi femeile putem arăta bine și acasă. Înțelegi? Adică nu trebuie să ieșim undeva ca să fim țiplă, știi? Ca să avem și părul făcut și toate cele. Bine, chiar dacă am avut bigudiuri în cap, acum să trecem peste. Okay. Am arătat bine și cu bigudiuri spre apărarea noastră. Dar da, am vrut să-l fac așa din două părți. Aceasta a fost prima parte. Partea a doua a fost în care părul a fost perfect făcut, ținutele de seară pregătite, înțelegi, tocuri, rochii, mânuși, cămăși sau ce-au mai fost. Și atunci, de asta l-am făcut din două părți, pentru că povestea era dintre două fete care se pregătesc pentru o ieșire în oraș, știi? Ok. Iar partea cealaltă cu firul narrativ, cred că te-ai referit la echipă, nu? Sau la ce te-ai referit? Da. Da, la echipă. Păi, povestea este în felul următor.
se discută cu fotografii, se discută cu hairstylistul, stabilim conceptul, în primul rând, eu le spun ce concept vreau, le trimit moodboard-urile, apoi stabilim ora, data, unde, când mergem la machiaj, la studio, fotografii de foarte multe ori mă ajută cu recuzita, adică, nu știu, mă sună, ai nevoie de asta, că ți-o cumpăr, sau uite, am trecut prin magazinul ăsta, nu-ți place cana asta să o luăm pentru shooting. Nu, nu știu, mergem foarte mult mână în mână. Adică dacă nu ne-am înțelege, da, exact, dacă nu ne-am înțelege și dacă nu am fi, adică toți în unul, știi, nu cred că ar funcționa. Pentru că așa, unor vreau o poză de sus, altor vreau o poză de jos, poate hairstylistul zice, dar mie nu-mi place că ți-am făcut părul, cum vrei tu să-ți fac părul, ți-l fac cum vreau eu. Nu, nu există. Dacă nu ai colaborare și dacă nu atragi oameni frumoși în jurul tău cu care să-ți faci proiectele, știi, nu o să iasă. Nu funcționează. Nu funcționează. Și eu mereu am fost de părere că fiecare om are așa o magie, știi? Care se completează cu alt om. Și tot așa se completează și se completează, știi, până iese ceva frumos. Wow. Magia completă, să o numesc așa. Da, exact. Camelia. Dacă ai fi în locul meu. Da. Ce întrebare ai pune pe care... Tu crezi că eu am omis-o? Mai ținând cont că am pornit de la artă și de la tot ce înseamnă modă, hai să vorbim puțin despre cel care a dat tonul în toată lumea asta a modei. El se numește Charles Frederick Worth și este primul bărbat care și-a prezentat colecția. O să te las pe tine. Pe manechine vii. Okay. Adică, el s-a gândit, de ce să mai fac miniaturi, hainele mele, de ce să le fac în miniaturi, când pot să le fac în mărimi naturale, în mărimi, de fapt, da, pentru persoane... în mărimi... în standarde, de fapt, care să se integreze în standardele respective și atunci a făcut... Ceva inovativ. Da, păi asta nu se mai văzuse atunci și le-a făcut pentru soția lui. Aici am vrut să ajung. Le-a făcut pe mărimile soției lui și atunci ea le-a prezentat, iar apoi ea a fost primul manechin care a prezentat hainele defilând, știi? Ce wow. Zic? Iar apoi Charles a venit cu ideea de a-și pune propriul nume pe hainele pe care le face, pe care le creează. A făcut un brand din numele lui. El a pus etichete pe haine, de altfel. A făcut pe acea vreme, se făceau hainele, nu știu cum să-ți explic, într-un fel de serie, știi? Adică toate erau așa, parcă monotone, ai putea spune. Nu erau spune. Pe mărimi? Da, nu erau neapărat pe mărimi, știi? Și era un model care era pentru toată lumea. În schimb, el a zis, vreau să fac hainele pentru cliente, special pentru ele, special după măsurile lor, după culoarea părului, culoarea tenului, culoarea ochilor, personalitate. Deci el îmbina totul în stil, știi, și în modă și este primul care chiar a făcut din meseria asta de croitor sau, pentru că ulterior îți dai seama... Cum apărut... se spune? Haute couture? Sau cum? Spune-mi tu mai bine. Da, couture, da, el a fost... Nu prea mă pricep la franceză, da, spune tu mai bine ca mine. El a fost supranumit părintele haute couture. Da. Pentru că tocmai de asta a făcut cele mai inovative rochi, țină cât mai sus, să-și țină numele cât mai sus pe acea vreme. Îmbrăcat împărătese. Da, îmbrăcat împărătese, chiar dacă a fost așa pentru el, deci toată lumea venea în atelierul lui, mai puțin o împărăteasă pe care el o viza atunci, știi? Și spune-mi că nu știu. Și atunci el a zis, trebuie să fac cumva
să o atrag și pe ea aici, pentru că dacă ea ar veni aici și și-ar face toaleta, ca așa se spunea atunci, pentru un sezon întreg, eu aș avea o succes și mai mare. Și apoi s-a dus la ea la palat cu niște prototipuri, să zic așa, de haine, de rochii, și ea prima dată l-a refuzat. Și atunci a zis, ok, vreau să poarte altcineva prima dată piesele astea, ca să nu fiu eu cea care le poartă prima dată acum, să nu dea, nu știu, ia tonul în modă sau cine știe ce-o fi vrut atunci. Și a îmbrăcat, cred că, pe cineva de acolo, de la palat, dacă nu mă înșel. Și ulterior, bineînțeles, că și împărăteasa și-a luat haine de la el și a fost un succes. Un succes pentru el, pentru că a îndeplinit și punctul ăla, știi? Pe care îl viza. Cum spun eu, super tare. Îți mulțumesc. Mulțumesc și eu. Că în această seară a fost invitata mea. Mulțumesc. Și nu mai vreau să fie clișeic. Discuția a fost friendly. Da, da. Și constructivă, nu? Da, normal. Hai să le facem cu mâna. Sper că o să înveți și ei câte ceva, nu? Ne dorim, nu? Da, da. Hai să le facem cu mâna. V-am pupat. Seara frumoasă. Da.